Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să vedeți ce s-a întâmplat. Lucrurile sunt serioase în Pitești. E o tragedie mare. Ce s-a întâmplat? Cea mai mare investiție. Putem să-i ajutăm cu ceva? Sper că nu. Cea mai mare investiție. Ar trebui să ne abținem. Cea mai mare investiție din oraș din ultimii ani, și anume WC-ul galactic. WC-ul galactic de 400.000 de euro. Ăla scumpul. Da, păi așa îi spune, știi? Da. Îi spun Zinedine Zidane. Galactic. Zizu. Da. WC-ul galactic de 400.000 de euro a început să se erodeze. Practic se coptoroșește, cum ar fi. Cade în picioare, crapă pereții la propriu la doar 3 luni de la inaugurarea lui. Ce se întâmplă, domnule? Da, un val de tristețe și îngrijorare, vorba aia, a cuprins comunitatea. Ce ne facem? Adică la propriu, ce ne facem și unde? E ca și cum asta e, s-ar fi tras apa după 400.000 de euro. Primăria, coordonatoare a mega-investiției, a reacționat în fața îngrijorării opiniei publice și a dat un comunicat de presă în care a oferit o explicație pentru circumstanțele crăpării. Mamă, deci e da, serioasă treaba dacă a luat comunicat. E treabă. A ieșit și purtător de cuvânt ceva. Vezi, bă, ce înseamnă, mă, să ai un primar comunicativ? Unde nu avem și noi norocul în București să dea domnul primar Nicușor Dan comunicat, bravo, când se strică WC-ul public? Da. Eu mă aștept să iasă că a pus hărțilele totuși în spații. Primăria Pitești afirmă că acele crăpături nu au apărut din vina constructorului, scrie Argeș Online, ci din cauza unor acte de vandalism. Mai precis, niște inși neidentificați ar fi îndreptat aspersoarele sistemului de irigație fixă spre pereții WC-ului galactic, cu intenția de a strica. Și l-au plouat. Să stricați. Dar, practic, avem la Pitești primul WC din lume care nu rezistă la umezeală. M-a abțin. Citesc din comunicate. Acestea, adică persoanele neidentificate, se înțelege din subtext, au stropit toată noaptea pereții interiori ai rampei de acces. Fapt ce a dus la udarea în exces a gletului, la crearea unei umidități a pereților de 44%, ceea ce a dus la producerea de exfolieri și fisuri. Bă, frumoasă prăjeală. Nu e adevărat. Păi băi, frate, nu n-au dat decorativa? Păi și ce? Păi dacă dai decorativa, crezi că dacă plouă, adică la tine pe bloc, dacă plouă, cad pereții? Nu știu. El, blocul fiind construit afară, se presupune că trebuie să reziste la intemperii. Păi da, dar a zis că pereții interiore ai rampei sau... Pereții interiore ai rampei stropiți de instalația exterioară. Deci păi n-auzi că au pus-o ai naibii cu jeturile alea exact să bată în interior și că i-au lăsat și ușa deschisă. Păi pe bloc nu plouă înspre bloc, plouă cumva dinspre bloc în afară. Un cititor al publicației Argeșul Online a răspuns cu indignare la comunicatul primăriei. Citez. Stimați domni, sunt inginer constructor la nivel de consultanță. Vă rog să nu promovați ideea vandalismului, fiindcă este una eronată. Ceea ce vor alții să pară un act de vandalism este de fapt o eroare de execuție. Mamă, l-au prins. Ți-am spus, dacă a venit domnul inginer, zice. Peretele trebuia impermeabilizat prin diverse metode specifice pentru a evita asemenea posibile degradări în timp. Practic, cum ți-am zis, dai lavabila. Mi se pare strigător la cer ca verificatorul de proiect la sumele alocate să nu vadă acest lucru. Mai mult decât atât, dirigintele trebuia să fie vigilent și în baza experienței profesionale să sesizeze acest neajuns. Asta este situația. Deci, între timp, putem să vă informăm cu bucurie că WC-ul coptoroșit a fost cârpit și acum așteptăm pancartele interzis tropitul WC-ului, care totuși trebuie făcut ceva. Trebuie făcut ceva, dar ceva special. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.